Iubiți frați și surori, suntem din nou împreună prin intermediul acestei filmări. Astăzi trebuia să fie o zi de sărbătoare din nou pentru biserica noastră. Este prima duminică din luna aprilie. Și când mă gândeam cât de mult așteptam cina Domnului și ne pregăteam și anunțam lucrul acesta în biserică, că urmează cina Domnului, iată din nou biserica goală. Așa sunt împrejurările, nu discutăm alte gândiri, alte idei. Deocamdată așa s-a hotărât și am hotărât ca atunci când vom putea, ca atunci când se va putea realiza lucrul acesta, bucuria noastră să fie deplină, când ne vom întâlni, să ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului și să ne întâlnim în părtășie cu Domnul și toți împreună. Domnul să ne ajute să fie cât de repede lucrul acesta. M-am gândit totuși ca în această zi să desprindem câteva gânduri din Cuvântul lui Dumnezeu. Și aș vrea să citesc un pasaj din Sfânta Scriptură și în pasajul acesta de multe ori este în predicile fraților, în predicile noastre, mai ales la sărbătoarea cinei Domnului. Aș vrea să citesc din Cartea Exod, din capitolul 12, versetul 21 până la versetul 22, 23 chiar. Cuvântul lui Dumnezeu spune așa. Exod, capitolul 12, începând cu versetul 21. Moise a chemat pe toți bătrânii lui Israel și le-a zis: duceți-vă de luați un miel pentru familiile voastre și înjunghiați paștele. Să luați apoi un mănunchi de isop, să-l înmuiați în sângele din strachină și să ungeți pragul de sus și cei doi stâlpi ai ușii cu sângele din strachină. Nimeni din voi să nu iasă din casă până dimineață. Când va trece Domnul ca să lovească Egiptul, și va vedea sângele pe pragul de sus și pe cei doi stâlpi ai ușii, Domnul va trece pe lângă ușă și nu va îngădui nimicitorului să intre în casele voastre ca să vă lovească. Amin. Așa cum am zis, de multe ori pasajul acesta îl folosim la cina Domnului, dar de data aceasta aș vrea să învățăm câteva lucruri benefice pentru noi tot din acest pasaj și mă gândeam, printre altele, că putem din Cuvântul lui Dumnezeu să avem mai multe învățături și putem din Cuvântul lui Dumnezeu, așa cum spunea un frate din Ioară, să scoatem ca dintr-o fântână în care tot scoatem și tot lucruri noi și tot lucruri benefice pentru sufletul nostru. Dragii mei, gândiți-vă puțin la contextul acestei întâmplări. Au fost 9 urgii în Egipt și această a 10 urgie a fost o urgie cea mai grea, dați-mi voie să o numesc așa, și de altfel așa o și numește Sfânta Scriptură. A fost o urgie în care poporul a fost pregătit într-un mod deosebit. Dați seama ce era în inima poporului, când știa că moartea bântuie pe străzile de afară, pe străzile Egiptului, iar poporul lui Dumnezeu avea promisiunea din mâna lui Dumnezeu să fie ocrotit și el să stea în pace. Mă gândesc în zilele care le trăim că se aseamănă într-o oarecare măsură. Acum când moartea bântuie afară, când ieșim afară și nu știm dacă vom mai intra sănătoși în casele noastre. Ni se spune tot mai mult să stăm în case și trebuie să împlinim această ordonanță, să stăm în case cât putem de mult împreună cu familiile noastre. Mă gândeam, mai poți să ai pace atunci când afară este urgie? Când știi că moartea bântuie, când auzi deja sirenele salvărilor, deja când poate te uiți la un buletin de știri și vezi atâția morți în lumea întreagă și parcă moartea se apropie tot mai mult și urgia tot mai mult de România. Poți să ai pace dacă afară este urgie? Dragii mei, de multe ori m-am gândit și am crezut că pacea ține de împrejurări. Dacă e pace în țară, am și eu pace. Dacă este belșug în țară, am și eu belșug. Dar nu e așa. Pacea nu ține de împrejurare. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că pacea nu ține de împrejurare, ci pacea ține de fapt de prietenia noastră cu Dumnezeu. Țineți minte de omul lui Dumnezeu Iov, care a fost un om greu încercat. La un moment dat au venit prietenii ca să-i vadă greaua suferință. Și uitându-se la el, uitându-se în starea în care se găsește, în capitolul 22, versetul 21, Elifaz spune frumoasele cuvinte: Iov, când mă uit la tine, vreau să spun un lucru. Printre toate celelalte care ți le-am spus, împrietenește-te cu Dumnezeu și vei fi vindecat. Nu spune asta. Împrietenește-te cu Dumnezeu și toate celelalte avuții îți vor fi date înapoi. Nu, nu. Elifaz îi spune lui Iov, împrietenește-te cu Dumnezeu și vei avea pace. Pentru că mai important decât toate celelalte lucruri
Este pacea pe care Dumnezeu vrea să ne-o dea. Și aș vrea să răspundem la această întrebare, potrivit pasajului și ceea ce au făcut poporul lui Dumnezeu, ceea ce trebuiau să facă israeliții în vremea respectivă, ca ei să rămână în pace, ca ei să fie mântuiți, ca ei să fie scăpați, ca mai apoi să poată pleca în țara promisă pe care Dumnezeu le-a promis-o, o țară unde curge lapte și miere. Dumnezeu nouă nu ne-a promis o țară pământească. Dumnezeu nouă nu ne-a promis că aici este țara unde curge lapte și miere pentru noi. Dumnezeu ne-a promis o țară, ne-a promis o localitate, ne-a promis o împărăție, ne-a promis că ne va duce în împărăția Lui. Și Dumnezeu să ne ajute să ajungem toți și să mergem într-acolo. Dar pentru asta trebuie ca noi aici pe pământ, câtă vreme Dumnezeu ne mai lasă, să avem pace. Și cum putem să avem pace atunci când afară este urgie? În primul rând, trebuie să realizezi o curățire interioară amănunțită. Dragii mei, uitați-vă ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu, versetul 15. Timp de 7 zile veți mânca zime. Din cea din 3 zi veți scoate aluatul din casele voastre, căci oricine va mânca pâine dospită, din ziua din 3 până în ziua 7 va fi nimicit în Israel. Și apoi vine cuvântul lui Dumnezeu și spune versetul 22, să luați apoi un mănunt de isop și să-l muiați în sânge. Dragii mei, nu putem să avem pace când afară este urgie, dacă în viața noastră încă nu-i curățenie. Dacă nu este ordine în viața noastră. Dacă mai apasă păcatul, dacă mai apasă nelegiuirea, dacă mai apasă compromisul, dacă sunt lucruri care au murdărit viața noastră, noi nu putem să avem pace. Ne speriem din orice, pentru că nu avem pace. Sunt mulți în ziua de astăzi care poate au neglijat de multe ori cina Domnului. Astăzi ei ar vrea să ia cina Domnului, că nu au pace. Pentru că nu și-au rezolvat problema interioară. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune înainte sau pentru a avea pace când afară este urgie. Noi trebuie să se realizeze în viața noastră o curățire interioară. Spune aici cuvântul Domnului să ia un mănunchi de isop. Am stat și m-am gândit, de ce un mănunchi de isop? Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că isopul era planta folosită în ceremonia de curățire. Țineți minte, la un moment dat spunea omul lui Dumnezeu David, atunci când a făcut acel păcat mare, el spunea în capitolul 51 din Cartea Psalmilor, în versetul 7, curățește-mă cu isop și voi fi curat. Isopul este o plantă care era folosită în ritualurile pentru curățire. Și de fapt, noi trebuie să ne curățim. Cu alte cuvinte, atunci când cei din poporul Israel luau isopul, ei veneau și spuneau, de fapt, noi am făcut curățirea. 7 zile n-am fost aluat în casă. Noi am măturat fiecare unghier al casei noastre. De acum, lucrul acesta ne certifică să muiem acest mănunchi de isop în sânge. Cu alte cuvinte, am făcut totul. Casa trebuia să fie curățată. Dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că și noi trebuie să ne curățim. Dacă deschidem cuvântul lui Dumnezeu în a doua carte a lui Pavel către Timotei, aici cuvântul lui Dumnezeu de altfel vine și spune, și apostolul Pavel spunea lui Timotei lucrul acesta. Și el atrăgea atenția și zicea, printre altele, că dacă într-o casă sunt mai multe feluri de vase și dacă unul din vasele acestea se curățește, el va deveni un vas de cinste, folositor pentru stăpânul său. Cu alte cuvinte, dacă vrei să aparții lui Dumnezeu, dacă vrei să ai această pace, tu trebuie și eu trebuie să mă curățesc. În Pavel spunea de altfel și Corintenilor, în 1 Corinteni, capitolul 5, versetul 7, trebuie să prăznuim paștele acestea nu cu azimile necurăției, nu cu vicleșuguri, nu cu alte lucruri, ci cu azimile curățenii și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Apoi ne spune cuvântul lui Dumnezeu că prin curățirea aceasta noi avem de la Dumnezeu și este simbolul că aparținem lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, avem îndrăzneală la Dumnezeu. Apostolul iubirii spunea, printre altele, dacă nu ne condamnă inima, avem îndrăzneală sau să avem îndrăzneală la Dumnezeu. Nu e așa că atunci când știi că nu ți este curată inima, când știi că interiorul tău, viața ta nu este curată, nu e așa că simți așa o urmă de frică? Hristos vrea în această zi să-ți dea pacea. Pentru asta haideți să curățim interiorul nostru. Haideți să curățim viața noastră. Stă în puterea noastră cât stă. Și apoi, în al doilea rând, simbolul acestui, dați-mi voie să-i spun așa cum spunea cuvântul lui Dumnezeu, mănunchi de isop, este și simbolul credinței. Poporul a crezut întocmai. Auzi, dar de ce să luăm isop? De ce să nu luăm altceva?
Dumnezeu a zis să luați isop. Dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu ne spune atunci că dacă credem cuvântul lui și dacă păzim poruncile lui, El va veni și va locui cu noi. Spunea Domnul Iisus Hristos în Ioan, în capitolul 14, versetul 23, și de altfel spunea lui Iuda, atunci când vorbește despre trimiterea Mângâietorului, la un moment dat spune, dacă veți iubi, mă veți iubi, veți păzi poruncile mele și eu voi veni împreună cu Tatăl și voi locui cu voi. Dragii mei, nu putem dacă nu păzim, dacă nu împlinim în totul ceea ce ne spune. De multe ori părem așa ca și farisei, curățăm blidul pe din afară, dar pe dinăuntru este murdar. Pentru a avea pace, trebuie să se realizeze curățirea noastră interioară și aceasta atârnă și de noi. Domnul să ne ajute. În al doilea rând, pentru a avea pace atunci când afară este urgie, trebuie să te asiguri că rămâi sub protecția sângelui. Uitați-vă ce zice aici cuvântul lui Dumnezeu în continuare. Să muiați în sângele din strachină și să ungeți pragul de sus și cei doi stâlpi ai ușii cu sângele din strachină. Sângele este de altfel un semn pentru ei, că erau asigurați. Era bine și trebuia să fie din poporul Israel. Nu-i de ajuns să fie atât. Nu-i de ajuns să trăiești în Gosen. Pentru a avea pace când afară este urgie, pentru ca în interiorul casei tale să ai pace, trebuie să ai protecția sângelui. Și versetul 13 ne spune cuvântul lui Dumnezeu așa, sângele va sluji ca semn pe casele voastre unde veți fi. Nu localitatea, nu zona, nu poporul, ci sângele va sluji ca semn. Dragii mei, este foarte important ca să rămânem și să ne asigurăm că suntem sub protecția sângelui Domnului nostru Iisus Hristos. Și apoi prețul plăcii l-a plătit El. Uitați-vă ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Eu voi vedea, continuarea versetului 13, eu voi vedea sângele și voi trece pe lângă voi. Nu voi zice, voi vedea că casele voastre, eu știu cum sunt ornate. Voi vedea beculețul de acolo. Nu, nu, eu mă voi uita la sânge. Voi nu o să vedeți sângele, voi veți fi în casă. Dar eu voi vedea sângele. Dragii mei, Domnul Iisus Hristos ne-a oferit această protecție prin sângele Lui. Prin sângele Lui, noi aparținem lui Dumnezeu. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu și amintește cuvântul Domnului în Coloseni, capitolul 1, versetul 20 și versetul 22. Și spune lucrul acesta. Noi prin semnul acesta al sângelui, și uitați-vă ce zice cuvântul lui Dumnezeu, să citim și versetul 19, căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El, adică în Hristos, și să împace totul cu sine prin El, atât ce este pe pământ, cât și ce este în cerul, făcând pace prin sângele crucii Lui. Și pe voi care odinioară erați străini și vrăjmași, prin gândurile și faptele voastre rele, El v-a împăcat acum, prin trupul Lui de carne, prin moarte, ca să vă facă să vă înfățișați înaintea Lui sfinți și fără prihană și fără vină. O, Doamne, ajută-ne să înțelegem lucrul acesta. Prin sângele Lui suntem păziți de puterea Lui Dumnezeu, spunea Petru în capitolul 1, versetul 5, prin credință. Noi suntem păziți de El. Cât de important este să fii sub protecția sângelui lui Dumnezeu? Cât de important este să rămâi sub protecția sângele Fiului Său preiubit, Iisus Hristos? Dumnezeu când se uită la noi, se uită prin Iisus Hristos. Când va veni nimicirea, tu să știi, eu am semnul protecției, de mine nu se va atinge. Dacă trebuie să trec prin mijlocul nenorocirii, Dumnezeu va fi cu mine, eu am pace. Și în al treilea rând, am văzut că pentru a avea această bucurie sau pentru a avea această pace, când afară este urgie, trebuie să se realizeze mai întâi în viața noastră, să fim atenți la lucrul acesta, curățirea noastră interioară. Apoi să rămânem sub protecția sângelui și în al treilea rând, să nu ne mai lege nimic de lumea aceasta. Uitați-vă ce zice cuvântul lui Dumnezeu, versetul 11. Când îl veți mânca, să aveți mijlocul încins, încălțămintea în picioare și toiagul în mână și să-l mâncați în grabă, căci este Paștele Domnului. Gândiți-vă la imaginea aceea. Acum, de fiecare dată când e vorba de a lua masă, de a lua cina sau prânzul sau eu știu, nu mâncăm îmbrăcat, nu? Fiecare dintre noi vrea să fim cât mai destinși, cât mai ok la masă. Dar aici Dumnezeu îi trasează o lege interesantă. Voi, când veți sta la masă, voi trebuie să nu-l mâncați ca și ceilalți. Voi nu trebuie să stați la masă ca și ceilalți. Ci la masa aceasta specială, tu trebuie ca să dai semnal că nu te mai leagă nimic de aici.
Măcar că nu erau ieșiți afară din Egipt, măcar că încă mai aveau încă de traversat o perioadă, mai trebuiau câteva ceasuri, mai trebuiau câteva zile, mai trebuiau câțiva ani să ajungă în țara promisă, ei trebuiau să rămână pregătiți. Dragii mei, mijlocul încins de altfel vine și spune de despărțirea noastră de tot ceea ce este lumesc. Atunci când ai mijlocul încins, de fapt tu ești îmbrăcat. Că nu poți să te încinci la mijloc și apoi să te mai îmbraci, să te mai îmbraci cu celelalte haine. Țineți minte ceea ce spunea Domnul Iisus Hristos în Luca, în capitolul 12. Mijlocul să vă fie încins și făcliile să vă fie aprinse. Așa să așteptați pe mirele, să fiți gata. Dragii mei, atunci când încă te mai leagă ceva de lumea aceasta, atunci când încă mai ai ceva care te leagă, nu ai pace. Te toți frămânți, ce va fi, cum va fi. Noi trebuie să fim gata, mijlocul încins. Ceea ce am aici, ceea ce Dumnezeu mi-a dat aici, să fiu gata să le las. Apoi spune aici cuvântul lui Dumnezeu, picioarele încălțate. Cu alte cuvinte, să fie gata să părăsească țara. Spunea frumoasele cuvinte Apostolul Pavel în a doua epistolă către Timotei, capitolul 4, versetul 6. Și zicea el, sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură. Dragii mei, cât de încălțate ne sunt picioarele noastre, ne arată semnalul că noi suntem gata. Înseamnă că noi suntem gata de plecare, deci chiar nu ne mai interesează nimic de lumea aceasta. Și atunci ai pace. Și în al treilea rând spune aici cuvântul Domnului, toiagul să vă fie în mână. Să mănânci cu toiagul. Dar de ce? Nu poți să-l ții lângă tine, nu, tu trebuie să-l ai toiagul în mână. Este semnul unui popor călător. Spunea cuvântul lui Dumnezeu, cetățenia noastră nu este aici. Cetățenia noastră este sus în cer. Un popor călător care se sprijinește pe un toiag. Noi nu ne sprijinim prin puterele noastre să ajungem în țara promisă, ci noi ne sprijinim pe Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele. Dragii mei, aceea este foarte important să avem pace când afară este urgie. Așa să închei cu o ilustrație care am citit-o și care mi-a plăcut mult. Se spune că într-o galerie mare de pictură din Moscova este un tablou care simbolizează pacea perfectă. Și istoria acestui tablou sau alegerii acestui tablou m-a uimit într-o oarecare măsură și aș vrea să vă spun și dumneavoastră. Spune că un rege a chemat toți artiștii, toți pictorii care erau în țară, în regatul respectiv și a spus că le dă un premiu foarte mare celui care pictează un tablou care să simbolizeze, care să reprezinte pacea desăvârșită. Au fost mulți care s-au înrolat. El spunea că le va da foarte mari bogății celui care va putea realiza lucrul acesta. Vă dați seama că era tentant. Și după ce au făcut picturile, s-a dat un interval de timp, a venit acel rege și s-a uitat peste toate picturile. I-a plăcut două picturi. Una dintre ele era un lac frumos, o pace deosebită, era un cer albastru, erau munții, toți frumoși, îmbrăcați, norișorii care se vedeau în luciul apei, erau liniște de plin. Și mai era un tablou care a plăcut acelui rege. Acel tablou era un cer plin de nori, niște munți dezgoliți, un cer care era plin de tunete și de fulgere, un vânt puternic care se vedea prin copacii care erau la poalele munților și acolo era o apă învolburată mai jos. Și când s-a uitat mai atent regele, a văzut că în spatele cascadei, pe o stâncă, printr-o crăpătură a unei stinci era un copăcel care a crescut și acolo era o pasăre care stătea liniștită în cuibul ei. Și împăratul a ales acel tablou, spunând el, pacea nu înseamnă liniște. Pacea nu înseamnă lipsa problemelor, ci pacea mai degrabă înseamnă să ai calmul în adâncul inimii. Acea pasăre a stat liniștită acolo. Nu a interesat-o urletul apei, nu a interesat furtuna care era afară. Ea a stat liniștită. Iubiții mei, pacea adevărată ne-o dă doar Iisus Hristos. Nu poți să ai pace dacă nu ți-ai rezolvat treburile din interiorul tău. Dacă încă mai ai anumite lucruri, aș vrea în această zi să vii împreună cu mine înaintea Domnului și spunem, Doamne, iartă-ne, vrem să fim curați. Este momentul în care Dumnezeu ni l-a dat să ne curățăm, să fim curați. Nu poți să ai pace dacă stai sub, eu știu, altă pecete, dați-mi voi alt semn. Auzi, tu ești acolo, în zona respectivă. Ne-am cam obișnuit și noi aici, în zona aceasta de nord-vest, să spunem că nu ne prinde nici grindina, nu ne prinde nici
apa, nici inundațiile nu ne prinde, nici cu tremurele. Și iată că moartea este afară. Sub protecția lui Iisus Hristos este pace. Și apoi să fii gata să nu te mai lege nimic de lumea aceasta. Cântăm noi o cântare. Ce aș câștiga aici și ar pierde, e tot una. Dacă l-am pe El, am câștigat cu mâna. Doresc din toată inima ca Bunul Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți. Să avem pace. Chiar dacă moartea este afară, chiar dacă este greu, este o perioadă de criză profundă, ne rugăm în continuare pentru România, ne rugăm pentru lumea întreagă, Dumnezeu să înlăture acest sol al morții, care bântuie ziua și noaptea și face atâtea victime, dar în toate, noi ca și copii al lui Dumnezeu, să avem pace. Chiar dacă afară este urgie, Dumnezeu să ne ajute. Amin.